Mamă, dar nu mi se face somn deloc, ești întuneric afară, nu știu, e prea târziu, dar n-am somn deloc, chiar nu știu ce să fac, nu mi-e somn absolut deloc, dar, nu știu, hai să mă duc la Darcel să văd dacă el doarme, dacă are somn sau nu, dar, mamă, dacă tot e noapte așa și n-am somn, chiar vreau să nu mai am somn deloc, să stau toată ziua treia să fac noapte albă și vreau să facă și Darcel așa cu mine, că dacă eu n-am somn, nu trebuie să aibă nici Darcel, ci vreau să-i spun niște povești horror, poate are și el ceva să-mi spună și să mă duc acum să văd, ia stai mă, ia, Doamne, statul la calculator, bă, ia mă, ce facem ăsta? Bă, 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 dar Darcele, ce fai? Bă, ce fai, Darcele, bă? Bă, ce fai, bă, la ora asta târzie? Tu pe calculator stai? Da, mă joc cu Ioan, bă. Mmm, ce-mi plac burgeri, neam, neam, neam. Păi, bă, ce cauți, mă, la ora asta? Nu te culci, bătrâne? Ce bătrân, bă, Darcele, bă, tu ești bebelul, mai bine să fiu, bă, Darcele, tu ești bebelul, bă, cum ai, nu, bă, Darcele, nu mă culc că n-am somn, sincer, adică nu știu ce să fac, Darcele, tu n-ai, văd că nici tu n-ai somn deloc, Darcele, și mă gândeam, totuși, să facem ceva, vrei să te mai joci pe calculator sau vrei să facem ceva, șmecher? Mă, ce? Ce câștigăm prea multe meciuri? Ce câștigăm prea multe meciuri? Nu te mai joci. Păi e bine. Hai spune lui Ion, mamă, ce ai că e bine, că e bine, mamă, să vadă ce să facă Darcel cu să aibă noapte albă, nu o să mai dorm absolut deloc. Bă, Darcel, hai mă, ia închis, mă, bă, ce fai, fai, mă? Hai închide. Așa, închide. Bă, Darcel, fii atent, ce. Am eu o idee, fii atent. Vino aici, să spun, Darcel. Bă, la, bă, nu mai mânca, bă, lasă, bă. Bă, și la ora asta mănânc ciocolată, păi lasă. Mănâncă ciocolată, Darcel, că chiar trebuie să mănânci că nu o să mai dorm deloc în seara asta. Nu, dar nu, dacă nu vreau, Darcel. Bă, Darcel, deci fii atent, Darcel. Astăzi vreau să-ți fac o mare surpriză, Darcel. Adică, fii atent, nu știu dacă e surpriză ceva, Darcel, bă, dar nu mai mânca, bă, atâta, bă. Bă, ce mănânci, bă, că ăsta e cel mai mare coșmar să te văd pe tine mâncând, Darcel. Nu, deci fii atent, Darcel. Astăzi, Darcel, bă, Darcel, vreau să te întreb așa înainte. De ce să fiu, mă, fraier? Bă, stai mă jos, stai jos, că vreau să te întreb ceva înainte. Înainte să zic ce vreau să facem astăzi, vreau să te întreb, Darcel, dacă ai avut parte de experiențe mai paranormale, mai horror în viața ta. Multe? Bine, da, vreau să zic una. Bă, nu, stai, nu, nu e nimic acum, Darcele, pentru că te las să zici mai târziu, deoarece, Darcele, fii atent ce vreau să faci. Vreau să-mi spui ce povești ai tu horror așa, Darcele, pentru că astăzi vreau să facem niște povești horror, să spun eu o poveste, tu o poveste, Darcele, să de care poveste e mai horror, adică da, trebuie să fie povești reale, nu dă pe jocuri, Darcele, că tu stai numai pe jocurile alea, Darcele, vreau să fie o poveste reală, nu dă pe jocuri, Darcele, ai înțeles? Da, deci, fii atent, Rafale, una din poveștile mele e așa de scurtă. Ce? M-am trezit, așa? Am văzut pe tine. Mă, du-te mă de aici, mă, că ești nesimțit. Du-te mă de aici, că ești nesimțit. A, mă, lasă-mă, că mă și enervez, Darcele. Bă, unde pleca, mă? Bă, unde pleci, mă? Unde vrea tu să spunem poveștile astea? Vrei să stăm aici? Hai să stăm aici. Eu zic să stăm aici. Nu, afară. Unde? Special. Ai un loc special unde afară, mă? Ok, hai, păi ieși, bă, afară. Unde? Aici? Hai aici. Uite. Bă, ce ai făcut, bă? Bă, vino mă puțin aici, bă, Darcele, tu ești nesimțit, de ce ai făcut? Bă, ai adus albine, nici nu pot să dau un. Bă, ce faci, mă, ei, foc, bă, intră în apă repede, mamă, cât de fraier ești, Darcele. Vino, bă, Darcele, ai pus tupul ăla în față și uite-te, unde sunt albinele? Acum ce fac albinele? Ne mănâncă din grătar, Darcele, ce fac albinele astea aici? Bă, nu da, bă, ele, că vin toate. Bă, Darcele, ai grijă, că bă, dacă vine toată familia, Darcele, ai grijă. Unde vrei, mă, să stăm aici? Unde vrei? Uite aici, am făcut aici, nu, lângă și nu, uite ce fain. Da, când ești aici, că parcă nu era așa și ce vrei să... Aici vrei tu să spunem, mamă, dar vezi că e mișto așa, să vedem așa apa, noaptea, așa și ce vrei. Uite, aici e scaunul ăsta fain al meu de 100 lei și țița mea scaun de 2 lei. Darcele, ce scaun fain e ăla al tău, mă, că tu nu vezi că e mai mic al tău, bine, că-i dă tine, că ești mic. Ce faci, bă, ia te bani. Bă, da, prost ești, bă, Darcele. Deci, bun, bă, Darcele, fii atent. Acum să înceapă poveștile horror, Darcele, pentru că chiar sunt curios ce povești horror, ce experiențe horror ai avut tu în viața ta de zi cu zi. Că, a, uite, asta e, bă, pentru mine, vrei să zic eu o poveste horror, Darcele, care e cea mai horror poveste? Când te văd mâncând așa în continuu, bă, Darcele, mai lasă bărgăria. Bă, nu da mâine că te bag chiar în foc, Darcele. Adică, bine, te bag, că nu te-am mai băgat eu până acum, dar o să te bag și eu, că văd că îți place să intri. Deci, bă, Darcele, fii atent. Vreau ca prima oară tu să-mi zici o poveste data horror, ca să zic și eu după, că chiar sunt curios. Bă, oare are rost să zic și eu o poveste horror sau o să bag joc? Chiar, Darcele, ia spune și tu. Ia, ce poveste horror? Alege o poveste foarte bună, Darcele, chiar sunt curios. Ce povești ai avut? Ce spune dacă ai avut, bă, tu ai avut multe povești horror la viața ta, că tu stai prea mult în casă. În afară să mănânci burger și să te neci cu ei, să mănânci în somn. Bă, ce faci, bă, te neci acum cu burger, lasă, bă. Hai, mă, Darcele, și atent. Spune-ne tu o poveste horror acum. Se chiar vreau să aud o poveste horror de la tine. Chiar vreau să aud cât de horror e Darcele 2012. Ce poveste mi-a venit, bă, asta cred că e cea mai horror. Deci, bă, Rafaele, am o poveste înfricoșătoare pe care trebuie să o spun. Ce poveste, dar mă, înainte... ce zici, mă, ce poveste ai, mă, tu, înfricoșătoare? Ce poveste înfricoșătoare ai, mă, tu, Darcele? Ia, spune-mi, ia. Dar înainte, vrei să ai pampers după tine, că ca să te cași cu tine. Ce pampers, bă, Darcele, tu uite-te că tu ai pampers după tine, zici, ce spui? Bă, asta trebuia să zic eu ție, Darcele, nu să-mi zici tu mie cum, adică, bă, păi, ce simți, ia, mă, du-te, mă, de aici, ai, mă, zi, ce poveste ai, mă, Darcele? Bă, nu mai faci mișto și zi, bă, bune, povestea, chiar sunt corect, ce poveste ai tu? Bă, povestea asta e 100% real, ok? Ok. Ai înțeles? Da, chiar sunt convins de asta, 100% o să fie reală, chiar n-am niciun dubiu, hai, spune. Bă, poveste.
povestea asta o știi și Ion deja, că vrei să-l întrebi pe Ion dacă e reală. Așa? Îl întreb și pe el, ok? Păi Ion, păi stai mă, tu te știi cu Ion în realitate? Nu, da, lasă că o să vezi pe povestea. Ok, ok, zi povestea. Eram într-o seară furtunoasă. Așa? Bă, dar Rusele, ce zici, bă, dar Rusele, nu suntem aici la școală să zici compuneri și de-alea. Lasă că, dar Rusele, că începe școala în câteva zile, într-o săptămână, ceva de genul, dar Rusele, și zici atunci povești, faci compuneri de astea. Ce îmi zici mie, eram într-o seară furtunoasă. Păi ce seară furtunoasă, bă, dar Rusele, bă, o zici de parcă, aseară este o zi însorită de nu știu ce, bă, dar Rusele, zi, bă, pe bune poveste, că asta nu e poveste înfricoșătoare, dar Rusele, ce poveste înfricoșătoare asta, chiar nu mai pot de râs aici. Bă, hai, zi povestea, dar Rusele, hai. Eram într-o seară cu Ion și ne jucam Minecraft împreună, făceam. Da, logic. Și fie antenă, bă. Știi că mie îmi plac burgerii foarte mult, nu? Așa, și ce ai făcut? Ai necat cu burgerul? Mamă, ce poveste înfricoșătoare, bă, ce poveste. Lasă-mă să vorbesc, lasă-mă să vorbesc. Bine, gata, te las să vorbesc, zi ce poveste. Hai mă, dar Rusele, bă, zi, bă, tu faci mișto de mine. Zi, bă, bune, tu chiar faci mișto de mine sau e poveste reală? E reală și fie antenă, bă. Așa. Mie mi-a venit poftă de burger, dar mi-a venit un de la un poftă de amare și fie antenă. La diner ăștia fac cu tot asta nouă, rețetă nouă de burger. E dublu cât un burger de ăsta, bă. Păi stai puțin, nu ai interdicție la diner? Ai uitat că ai interdicție sau dat ai interdicție? Păi nu, mă, nu. E mai veche sau ce? Cum adică? Bă, tu mi-ai luat telefonul, tu mi-ai luat cartela, ești nesimțit, dar Rusele? Bine că mi-ai zis să mă duc acum la poliție, dar Rusele nu mai spune nicio poveste, mă duc la poliție și te reclam. Deci fii antenă, bă, eu mi-am dat acolo burgerul mare și fii antenă, când a ajuns burgerul, mamă, Rafaele, l-a mâncat și am simțit ceva ciudat, deci a început să mă doară burta, dacă eram... Păi dacă mănânci în continuu burger, dar Rusele, normal că te doare burta dacă nu mai mănânci nimic altceva. Bine, mănânci burger și înghețat, adică, nu, să mă gândesc, bă, dacă mănânc burger înghețată și ciocolată, oare m-ar durea burta pe mine vreodată? Eu zic că nu. Bă, dar Rusele, mă, ce poveste e mă asta? Bă, tu-ți bagi joc de mine? Nu, bă, Rafaele, da, am vrut să zic că și Ion și-a luat de acolo și Ion. Așa, păi stai mă puțin, Ion e ăsta aici, în apropiere? Da, nu știai. Păi și cum nu te-ai întâlnit cu el niciodată, că eu nu te înțeleg cum te... Bă, da. Păi ai zis mai devreme că nu, hai, lasă, nu mă mai interesează, asta zi povestea, dar Rusele. Antenă, bă, după ce ne-am pus eu cu Ion să ne jucăm Minecraft, ceva ciudat s-a întâmplat, bă, și ce? Nu știam, bă, deci fie antenă, dintr-o dată am început să au niște sunete date din căști. Ce, mă, ce s-auzi, mă, sunete de care? Eu. Ce sunete, mă? Ciudate, care, dar nu era de la căști, bă, că căștile alea le-am avut de când, de un an, adică, da, dar credeam că sunt sunetele lui Ion. Ce, mă, ce, bă, Rusele, bă, Rusele, poți să vorbești și tu clar, dar Rusele, bă, tu chiar ai nevoie să mergi la școală, dar Rusele, că nu știi să vorbești, chiar ai nevoie să ajungi la școală, dar Rusele, să dai pe la școală, bă, dar Rusele, tu ai fost vreodată la școală? Da. Am fost, cum adică? Bă, când ai fost, mă, tu la școală, bă, dar să ai, mă, spune, zi, așa, și ce ai făcut cu bărgăria? Ce sunete aveau? Ce, spune-mi? La căști, mă! Așa, zi. Și am început să aud chestii ciudate. Așa, mi-ai zis o dată, zi, mai departe, ce e povestea asta, doar să le spune și mie, detaliază. Bă, dar după fie antenă, bă, Rafaele, am început să văd chestii ciudate pe Minecraft, pe ecranul meu, bă. Bă, și ce e asta înfricoșător, că e din joc? Ce e înfricoșător? Asta e într-un joc. Așa e jocul, dar să le. Dar din ce? Și eu credeam că sunt la joc. Păi și prin ce era? Cum adică? Bă, și la un moment, bă, iar mi-a venit foamea și am luat tot din burgerul ăla. Păi n-ai zis că l-ai terminat? Nu, mai erau puțini, bă, și când okay. M-am dat la burger, așa? Parcă se mișca, parcă avea ochi. Cum adică, mă? Cum să se miște, mă, burger? Bă, tu, bă, dar Rusele, în ce bază mi trăiești, mă, tu aici? În ce bază mi vorbești, bă, dar Rusele? Ce, bă, dar Rusele, tu te crezi în filme? Ce? Și ce vrei să o la burger ăștia? La ăsta, uite, parcă avea, uite, ăsta avea ochi aici și acolo la roșii, parcă avea o gură. Așa, și? Bă, și după, fie antenă. Pune-te jos, hai. După Ion a trebuit să plece la nani să facă somn. Așa. După, când am vrut eu să ies din apel, Ion a fost, stai, nu ești din apel. Cum a fost, mă, Ion? După... Ce a fost, mă, Ion? Ce stai? Bă, păi Ion a zis că s-a dus la culcare. Cum adică Ion a zis, stai? Bă, când am vrut să ies eu din apel, așa? Ion m-a oprit. Păi cum ai zis că s-a culcat? Păi, era, vreau să închidem amândoi și am zis că ne întrecem. Așa? După el a zis să nu închid. Ok. Și în acest moment, nu, în momentul ăla, ce? Eu mă bucurasem. De ce te-ai bucurat? Eu cream că Ion nu plecase. Așa. Dar după, Ion mi-a zis ceva și dintr-o dată... Ce dintr-o dată? Ce? Dintr-o dată. Ce dintr-o dată? Uite-te în spatele tău. De ce să mă uit, bă, tu faci mișto de mine? Ce în spate? Ce în spate? Nu e nimic în spate. Ce faci, mă, te-ai speriat? A, mă, du-te, bă, de aici, bă, du-te, de unde ai, mă, de unde ai, mă, masca aia de dragon, dar Rusele, de unde ai făcut rosul de toate lucrurile astea, de unde le ai? Bă, fii antenă, eu cu Ioan ne-am trimis mereu cadouri și când am zis că mi-a trimis el un burger, de ăsta mi l-a trimis. Așa, și tu, Ion? bă, tu, burgerul ai de mâncat, dar Rusele, nu să-l ții, tu, de ce mai ții atât, dar când ți-a trimis burger? Bă, gata, da, stai,
stajul tău, stajul Daruselă, că ești urât, Daruselă, după ce ești tu urât, te faci și mai urât. Hai, du-te de aici, hai să fii atent, Daruselă. Bă, 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 ce, bă, dar ce a fost, mă, povestea, bă, Daruselă, bă, bă, tu, tu, bă, prost ești, bă, bă, prost rău de tot, Daruselă. Bă, Daruselă, nu știu dacă povestea ta a fost reală sau nu. Bă, Daruselă, tu ai zis așa numai să faci mișto de mine, nu? Nu, bă, povestea chiar a fost reală. Păi și ce dintr-o dată? Dintr-o dată ce? Dintr-o dată ce? Că ai dintr-o dată și mi-ai arătat jumpscare-ul ăsta, ce s-a întâmplat? Păi, bă, dintr-o dată, diferite Rafaele, povestea era pe jumate falsă. Eu am hai, gata, bine, gata, 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 nu mă interesează de povestea. Ce vrei, ce? Bă, gata, ai zi povestea, hai, lasă, zi. Jucam Minecraft, ne jucam ceva horror, bă. A. Și mi-a luat jumpscare, și-am dat și jumpscare. Wow, mamă, ce cât de tare. Hai să zic și eu acum o poveste, dar pentru că asta la tine, bă, tu tot din jocuri, că te joci pe calculator. Eu ți-am zis că tu n-ai ce poveste, nici ce poveste să spui, că tu stai și te joci pe calculator, bă, Darusele. Dar acum, fii atent, Darusele, acum începe totul, pentru că eu o să zic o poveste 100% reală, Darusele, deci 100% reală și nu mai mânca și ascultă aici. Bine, poți să mănânci, trebuie să ți iei mâncare acum, să vezi cum mănânci, dar ai grijă să nu stai în gât, că povestea asta e 100% reală și o să fie foarte înfricoșă tare, Daruselă, și nu o să mai dorm absolut deloc. Cred că rămâi aici, Daruselă. Da, du-te mă de aici, ce fraier ești. Deci fii atent, mă, Daruselă. Povestea pe care am să ți-o spun acum, ți-am zis, este o poveste 100% reală și povestea este de acum câteva săptămâni, de pe vremea. Bă, ce faci, mă, îmi dai burger să mănânc și ce faci acum? Ai, uite, ai. Nu, mersi, ia să-i bag eu acum pe foc pe toți acum, să ia foc acum. Am, mă, Daruselă, bă, gata, nu te speria, nu te supăra pe mine. Hai să spun povestea acum, Daruselă. Lasă burgeria, hai să spun povestea. Deci povestea este de acum câteva săptămâni, de când stăteam noi cu bunica ta, știi? Dar da. Nu știam cum să spun asta, dar mă bucur că într-un final am ajuns să ne mutăm de acolo. Chiar a fost foarte bine că am ajuns să ne... Bă, unde ai pus, bă, cartea asta? Facem și grătar, ce facem aici, Daruselă? Hai cu micu, hai cu micu, Rafael! Bă, ce mic, bă, e grătar, bă, stai, bă, Daruselă, bă, stai la povești horror, Daruselă, aici, ce povești, Doamne, ce... Hai că nu mai povești horror, nu facem noi aici, deci fii atent, Daruselă. Bă, asta chiar e o poveste strasă reală, Daruselă, și nu știam cum să spun. Bă, Daruselă, vorbesc la modul cel mai serios, ascultă-mă. Nu știam cum să spun asta, mă bucur că ne-am mutat de acolo, Daruselă, chiar ne-a prins foarte bine acest lucru. Dar fii atent, Daruselă, știi care e faza? Știi că am visat eu atunci că ai murit tu și mă bântuia fantoma ta, mai știi? Da, da. E bine, ăla nu prea a fost singurul vis, am avut mai multe vise, am avut chiar și mai rele și... Mă, Rafaele, tu nu știi să vorbești? Mai multe visuri, nu mai multe vise, ce ai, Doamne? Bă, Daruselă, visuri, știi ce înseamnă visuri și vise? Daruselă, vise sunt astea în care dormi, visuri alea în care zici tu că vrei să ai o gagică, dar nu o să ai niciodată, Daruselă, așa? Gata. Hai, lasă să zic povestea, Daruselă, că e horror, Daruselă. Bă, lasă-mă mâncarea asta că mă și enervez. Mamă, te-ai apucat și de carne acum, Daruselă. Bă, carne. Bă, tu mănânci carne așa, nu bagi în grătar, în burger, ce faci cu carnea asta? Mănânci așa, bine. Mamă, Daruselă, hai să spun, deci fii atent, Daruselă. Ăla n-a fost singurul vis pe care l-am avut. Au fost și altele și mai rele, dar cu cât s-au adunat mai multe, simțeam că eu o să nebunesc în casa aia, Daruselă. Și bine că ne-am mutat, sincer. Deoarece și când eram treaz, Daruselă, și când eram treaz, începeam să am vedenii și s-au niște sunete foarte ciudate. Nu știu, Daruselă, dacă mă crezi sau nu, dar ca să spun așa, eram într-o seară acolo, eram s- bă, ce fa- bă. Ce mai vedeni? Mă ascult și pe mine, amă, dar să nu mai zic nimic, bă, mă ascult și pe mine, pe bune, dar mă, ce mai serios. Bă, mă ascult, deci fii atent. Eram într-o seară, știi că calculatorul meu era în camera ta și tu dormeai. Și era foarte mare liniște, dar să le mă uitam pe YouTube și în momentul ăla vreau să mă pregătesc să plec din cameră, știi? Și așa cât stăteam eu acolo până să mă pregătesc să opresc calculatorul, dintr-o dată din pod se auzeau niște pași ciudați, dar am zis că sunt niște șoareci, știi, că șoarecii mai sunt prin pod, prin astea, și credeam că sunt niște șoareci pe acolo care fug, care de astea, și n-am dat prea mare importanță. Bine, știi care e faza? Mie mi-e cam frică de șoareci, dar asta e partea a doua, sincer, că putea să dau importanță, dar nu, în fine, când am plecat din cameră, Daruselă, când am plecat din cameră să mă duc să dorm, m-am dus mai întâi până la baie, știi? Iar de acolo, Daruselă, de acolo nu mai zic, Daruselă, e sigur, chiar vrei să spun? De acolo m-a văzut pe mine și gata, poveste încheiată, ok, hai, pa! Păi, Nu, am zis că m-ai văzut pe mine, te-am omorât și gata cu asta, nu? Bă, Daruselă, stai cu minte pe scaunul ăla, Daruselă, că scârțe, n-ai auzit cum scârțe, stai cu minte acolo pe el, deci fii atent, Daruselă. Hai să zic, bă, Daruselă, ascult pe mine, că la mână ce mai zic, asta e o poveste 100% reală, Daruselă. Când am plecat din cameră, ți-am zis că m-am dus până la baie și am trecut prin fața oglinzii și cu coada ochiului parcă am văzut ceva în oglindă, dar nu știu, am zis că mi s-a părut, știi? După m-am băgat la duș, Daruselă, și auzeam niște bocănituri, nu știu, și în geam, gen, nu știu ce s-a întâmplat. Credeam, eu ziceam, bă, nu cred că aud eu așa de la duș, nu știu. M-am speriat așa puțin, dar n-am zis că doar mi se pare. Și da, după ce am ieșit din duș, Daruselă, m-am dus să mă spăl pe dinți, iar în momentul în care stăteam și mă uitam în oglindă, vrei să spun, Daruselă? Ce o să zic?
deci, mamă, ce interesantă e. Ia zi, ce ai văzut? Deci în momentul în care Darusele, mă uitam în oglindă Darusele. Mamă, deci nu știu cum să zic Darusele. Vrei să spun pe bune, la ceva serios? Vrei, chiar vrei să spun? Bă, Darusele, ești hype? Chiar vrei să spun? Deci, bă, Darusele, hai, fii atent, gata, hai că, bă, Darusele, hai că zic acum, deci fii atent. În momentul în care stăteam și mă uitam în oglindă, Darusele, dintr-o dată, nu s-a întâmplat nimic. Ce, mă, mă, te-și nesimțit, bă, tu, gata, prin video, te-am mătit, nu știu, bă. Bă, lasă-mă, stai, lasă-mă, 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 lasă-mă. Mamă, frate, deci m-am uitat la videoclipurile astea foarte, foarte tare. Mamă, n-am regretat că am avut o dimineață din asta mai horror. Practic, eu trebuia să mă uit la videoclipuri din acesta horror să mă uit seara. Bă, dar chiar acum a fost super, super tare. Chiar mi-au plăcut videoclipurile astea, mai ales și jocul acela la care m-am uitat eu pe YouTube. Super, super interesant. Foarte, foarte horror. Și acum, bă, frate, mă gândeam, haideți, mă, că tot suntem cu asta cu horror. Chiar vreau să mă duc la Alice, pentru că n-am mai făcut de foarte mult timp. Știu că am făcut cu Tarexel odată povești horror și vreau să fac și cu Alice asta. Știu că și de Halloween Park am mai spus cu Alice niște povești horror, am mers noaptea, dacă mai țineți voi minte, ne-am dus acolo la balta aceea, la lacul acela unde era acolo direct în pădure noaptea și astăzi vreau să mergem înapoi acolo cum am fost atunci ca datele trecute și vreau să mergem seara, dar înainte toate vreau să merg la Alice, sperăm că își dorește ea să meargă acolo. Mie chiar așa mi s-a făcut o poftă așa, nu știu, de povești horror. Scrieți-mi acolo în comentarii dacă vă plac poveștile horror sau dacă vă sunt înfricoșătoare, dacă vă este frică sau ceva de genul. Vreau să mă duc acum la Alice să vedem ceea ce face ea și dacă vrea să ne ducem, bă, frate, că chiar mi s-a făcut, am așa o poftă să mergem seara aceasta. Să ducem la povești acolo, să spunem niște povești horror din aceasta, dar acum hai să mergem la Alice să vedem ce face și să vedem dacă e disponibilă din seara, dacă îi face plăcerea să meargă cu noi. Alice, 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 unde ești, bă, Alice, să sperăm că e acasă totuși, că dacă nu e acasă, frate, nu știu ce să fac, dar cred că e acasă ea, mă, cred, bă, eu cred că e pe aici, prin partea asta, pe la restaurant. Alice, Alice, ești pe undeva pe aici, Alice, Alice, ești aici, a, nu e aici, bă, fi prin spate sau unde fi, Alice, 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 a, da, ce vrei? Ce faci, ce faci, unde erai? Eram, uite, prin spate. A, păi, da, prin spate și ai venit pe aici acum, adică mai ai făcut așa. Am ocolit. A, ai ocolit, da, pe partea aia, am înțeles, Alice. Păi și tu ce faceai aici prin spate? Adică unde erai? Erai la pisică, dar chiar mă, ce să faci? Cu pisica. Ce să mai face pisica? Că de când, bă, dar mai știi, bă, că ți-a... Sau cine ți-a mai luat, Alice? Că nici nu mai știu cine ți-a luat. Ți-am luat eu sau cine ți-a luat? Tu, da, tu. A, eu, da, da. Da, și o cheamă pisica. Da, 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 super, super tare. Bă, sau nu ți-a luat-o David, parcă? Nu știu. Păi parcă eu așa știu, da, în fine, numai când ați asta, în fine, păi ia, mă, ce mai facem, ia, mă, să vedem pisica asta. Bă, dacă îmi stai aici, uite-te, le, mă, cât de tare, cât de haioasă. Bă, dar să vede că te-ai jucat cu ea, că s-a pus aici toronită direct pe burtă, vrea să mă mângâi, vrea să te mai joci cu ea, dar tu de ce nu te mai jucat, că am venit eu, nu? Da, da, exact. A, păi fii atentă, mă, Alice, fii atentă, am așa o propunere, dar înainte toate, ai niște planuri de seară, că vreau să ne ducem undeva să facem ceva super, super interesant. Da, aveam cu cineva, dar stai așa să sun, să văd. A, ok, hai că te aștept aici, bine, mă, cu cine are, mă, cu Alice, cu Alex, cumva, practic, da, că am fost ieri când am fost de Valentine's Day, practic, am fost zilele acestea când am fost de Valentine's Day, când eram transformat în Mara, atunci și m-am întâlnit cu Alice, dacă mai țineți voi minte. Ia uitați-vă la ea, mă, ce facem aici, uitați-vă la ea, nu mai pot, mă, dar nu mai pot să vin, deci că am acum niște treburi cu altcineva și n-am de seara. Mamă, dar s-aude, s-aude puțin cât așa, dar nu prea s-aude bine, în fine. Am înțeles, de ce fac de trandafir, că nu mai vine, în fine. Gata, ai revenit? Da, gata, e perfect. Deci, ce ai făcut, ce ai vorbit? Pot să vin. A, pe și atentă, mai simt tu minte atunci când a fost Halloween-ul și am mers în pădurea aceea unde ne-am jucat și fața ascunsele, dar am spus și povești cu Darusel? Da. E bine, vreau să te întreb, că vreau să spun așa, Alice, eu acum, că da, asta am venit cu chestia asta, că m-am uitat la niște videoclipuri, m-am jucat eu un joc așa super tare, m-am uitat pe un videoclip cu jocuri de astea pe internet foarte horror și mi s-a făcut așa foarte, foarte chif și am așa, aș vrea ca de seară să mergem acolo din nou în pădurea aceea pe noapte, să mergem fix acolo la lacul acela și să mai spunem niște povești din astea. Dar tu ai vreo poveste așa de reală, ai avea cumva sau vreo poveste așa inventată, mă, știi tu? Da, reală. A, reală? Da, reală. Gen reală, ți s-a întâmplat ție sau altcuiva? Mie. Mamă, Alice, bă, eu n-aș avea, sincer, eu nu cred că am vreo poveste din asta să vă zic reală. De fapt, am o poveste așa să ți-o zic, pentru că m-am uitat acolo, m-am documentat și vreau să spun o poveste super, super tare pe care i-am găsit acolo pe internet.
internet, Alice pe YouTube când m-am uitat eu la videoclipul acela. Am descoperit o poveste super, super tare și o am scris-o undeva într-un caietel. Mi-am notat-o perfect ca să-ți o lecție. Bine, e perfect, ne vedem acolo. Da, da, a, deci vin, ok? Păi fii atent, Alice, când se înserează, o să vin aici și mergem, ok? Ok, deci a plecat Alice, e bine, a zis Alice că vrea să meargă, ok, o să fie perfect pentru că eu am o poveste super, super tare. Deja sunt foarte entuziasmat, după cum se poate vedea, nu mai știu, nici nu mai vorbesc super, super bine, dar da, mă duc acasă, așteptăm să se facă noapte și după aceea mergem în oraș, de fapt mergem în oraș, nu mergem în oraș, ieșim din oraș, practic de tot aici, ne ducem direct în pădure, acolo izolați și ne ducem la locul acela super, super interesant, abia aștept pentru că n-am mai fost de foarte mult timp, dar să sperăm că nu se întâmplă nimic, cam ciudat așa mai straniu, pentru că mie îmi plac jocuri horror, dar nu vreau să se întâmple ceva horror în realitate, sincer, adică pe bune, mergem acum, nu mai uite așa la niște videoclipuri din acestea, poate mai găsim vreo poveste ceva și după aceea, bam, ne jucăm foarte frumos. Bă, ce, bă, cine mai aici? Bă, alo, bă, cine-s, bă, ce amore, bă, ce-i sau, Darcel, bă, Darcel, ești acasă? Bă, ce se întâmplă, mă, cine-s, bă, tot geam, bă, ce să, și în partea asta, mă, cine-i pe aici? Alice, nu-i aici? Alice, uite-te în spate. Uite-te, de ce ai făcut treaba asta, Alice? Bă, Alice, ok. Bă, ce fai, bă, ai făcut barca lui Darcel? Bă, cum, bă, ce repede? Fii atent, ia intră cu barca noastră, ia vină în ăsta, să vedem ceva, să ce se întâmplă. Bine, nu-i prinde niciodată! Bă, Alice, intră cu barca noastră, mă, intră cu barca, Alice, gata, te-am prins, gata, acum poți să fugi mai ușor, în fine, Alice, bă, Alice, dar, bă, ce, ok, lasă, o să vadă ce o să-i fac, cred că o să-i pregătesc ceva din seară, vreau să sper eu cumva, abia aștept să vină seara totuși, pentru că o să fie interesant, deja mi-a făcut niște nervi și nu, trebuie să-i o fac eu cumva, scrieți-mi acolo comentarii, mă, ce tot mai faci, mă, Alice, spargi tot geamurile de pe aici, Alice, la Darcel poți să le spargi, dar la mine, doamne, a spart, de fapt, astea sunt de la Darcel, dacă stau să mă gândesc în partea asta, dar toți sunt ca, mă, Alice, poți să te, dar, de ce faci asta, Alice? Dar eu nu fac nimic, mă, dar chiar așa n-aveți voi geamă din intră vântul peste voi. Ce? Alice, uite să umple toată cata asta, bă, Alice, tu lucrezi așa. Doamne, Alice, hai, lasă-mi pace, du-te, Alice, ceva, o să vezi tu de seara, o să vezi, lasă-mi, bă, Alice, nu mai, te rog, nu mai veni nici, da, wow, Alice. Ok, nu știu, scrieți-mi voi acolo în comentarii ce farsă vreți să-i facem lui Alice, că vreau să-i facem o farsă, dar o farsă foarte, foarte rea, foarte, foarte mare, ca să se învețe aminte, că deja nu se mai poate cu Alice, sincer. După cum putem vedea, chiar este aproape miezul nopții și uitați-vă, frate, că îngheța aici de frighintă, e și zăpate, mai e și iarnă, frate, și uitați-vă ce mi-a făcut Alice, mi-a spart geamurile aici, uitați-vă cum stau eu, dar lasă, o să vadă, ea, vreau să-mi scrieți voi acolo în comentarii să vedem ce farsă să-i facem, vreau să mă gândesc și la niște farse, vreau să-i fac ceva acum, vreau să-mi sperii, dar mă gândesc și la niște alte farse, uite, ieși eu pe aici, că practic nu mai avem geamă, mi-a făcut Alex o intrare pe aici, o ieșire din asta, mă duc acum la ea, chiar sunt curios ce face și, bă, frate, deci chiar m-a supărat pe bune, adică sparge așa, bă, măcar durea vara afară, să măcar venea răcoară și mi-era mai bine, adică nu să stau așa cu, uitați-vă că încă mai ninge pe afară, acum încă e iarnă și ce să fac eu acum, stau cu geamul ăla așa, adică, pe bune, nu, că nu se mai poate, deja m-a enervat destul de mult, sincer, nu știu ce să mai, adică voiam și să facem în seara asta niște povești horror, dar chiar este horror foarte rău situația. Ce mi-a făcut ea, pe bune. Hai că acum intră și ok, deja intră și nu asta să mai bat Alice, ia să vedem unde e. Cred că e la în cameră totuși, că e noapte, ceva de genul așa, ne vedem în partea asta. Bă, Alice, trebuie. Alice, trezirea, o dată, doamne, noapte tu bai, dormi pe bune, ne-ai uitat ce trebuia să facem. Vedea, mi-e somn, bă, nu ai. Ai, Alice, somn, da, și ce mi-ai făcut tu mie, Alice, nu mai pot să mai dorm, că mor de frig acolo în casă la mine, n-am cum să dorm, că mi-e frig, n-am cum să mai ajung, Alice. Da, foarte amuzant, Alice, ce să și spun, adică pe bune, da, stai așa că eu vin, da, stai că am uitat să-mi pun aici asta, nu știi tu, ia, ieși afară puțin că trebuie să fac ceva. Da, wow, ce a dormit ai, Alice, pe bune, hai mă, Alice, mai faci și tu faci aici, hai că te aștept afară, dar ce faci, dai drumul la muzică, măcar să te înviorești și tu, mă, frate, deja mă enervează pe bune, adică ce faci aici, nu mi se pare normal, și toate astea început să și râdă că mi-a spart geamurile, foarte amuzant, dacă aș face ceva, dacă aș sparge și eu geamurile astea de aici, cum ar fi oare? Ok. Așa faci, da? Mă, ce faci? Așa faci. Tu spargi pereții, Alice, ce faci? Mi-am spart pereții. Da.
ce i-am dat? Spar perete. Așa. Ia stai mă așa. Ia stai mă așa. Hai că știi să pui geamul, dacă e Alice să pui în spate geamul, trebuie să-l spargi rău, Alice. Mai alte perechi, mai alte perechi, nu mai nimic. Păi ce faci, bă, unde te duci? Alo? Alo, bă, Alice, nu. Nu, gata, că ți le-am pus înapoi. Hai să mergi. Bă, de fapt, nu m-am dus bine pe aici. Doamne, ce vrea să facă mă asta? Ok, deci deja nu mi se pare nora. Stai să închid eu ușa, că totuși eu sunt cu bun simț, mă, frate. Închid și ușa să nu intre cineva acolo în casă. Ia, ce face ea acolo? Chiar sunt curios. Mă duc în partea aia, cred că sparge toate geamurile. Da, uite, să vedeți, nu mai am niciun geam în partea asta, nu mai am nici acolo. Alice, poți să nu... Alice, gata. Acum suntem chit. Cum adică suntem chit, Alice? Tu mi-ai spart toate geamurile din casă și eu ți-am spart un singur geam, atât. Păi, un geam de-a meu înseamnă cât 10 de-ale tale. Ah, ok, Alice. Acum putem să mergem, de fapt, pe unde e mașina, mă, cred că e plecat, dar să-l cu ea, că văd că nu e acasă. Ai tu mașina? Mergem cu mașina ta, dacă... Da, mi-au mașina, hai. Da, Alice, asta nu e mașina ta și în primul rând, bă, Alice, nu mergem cu a ta, că e mai rapidă ta, Alice, ce faci? Nu contează, asta are benzina și e gratis de pe stradă, așa că bun. Da, bine, ok, Alice, dar știi unde e aia, unde e pădurea? Normal că nu, și mi-e somn. Du-te pe aici, du-te prin stânga, bă, cum adică, Alice, lasă-mi pe mine să conduc dacă ți-e somn, du-te pe aici prin stânga, du-te, și te Alice, lasă-mi pe mine să conduc, știi ceva, du-te la o parte, hai să mergem, fii atent, mergem în partea asta, că deja, bă, Alice, refinează, mă, cum să-ți fie, mă, somn, atât de somn, ții, ia, uite, bă, aici, merge foarte frumos, pe aici, mă, da, unde mai era, uite, ia, Alice, nu adormi, Alice, uite, că am ajuns, gata, Alice, mă, ce să uite așa, ai o pernă, am o pernă, de unde s-am o pernă, uite aici, avem scaun aici, stăm foarte frumos, gata, Alice, am ajuns, ia, uite, Alice, am ajuns, Alice, dă-te, așa, gata, mă, ce e asta, ce-s căcea, ce cauți în casa omului, dar răsele, bă, Alice, pe ce scrie aici, uite ce, ce cauți în casa omului, dar răsele, what, ce se întâmplă mai aici, ce e asta, în fine, bă, așa, hai, ți-ai revenit din somn, gata, că te-ai ars acum, ai intrat în foc, ți-ai revenit măcar din somn? Ia, începe tu. Știi ceva, nu, mai bine începi tu, Alice, ca să-ți revii din somn, așa, spune-mi tu care e povestea ta, ce poveste aveai tu, Alice? Aoleu, sigur? Da, Alice, hai să stăm și noi lejer aici, fii să aici, uite, pune-te așa frumos și povestim, stăm unul lângă altul, Alice, pune-te în partea asta. Da, eu vreau să stau în apă ca să nu adorm. Ah, ok, bine, stai în apă ca să nu adorm, am înțeles, wow, foarte ciudat, Alice, bine, și mașina unde am lăsat-o, nu mai comentez, dar hai mă, spune povestea. Așa, deci, fii atent, am o poveste reală care mi s-a întâmplat mie. Mi-ai spus că ai o poveste de ți s-a întâmplat ție, așa, și să te rosti reală, mă, Alice. Așa, da, e reală, 100% la mie. Ah, ok, și despre ce? Așa, deci, era seara târziu, eu mă pregăteam să mă pun în pat să dorm în camera mea. Undeva cam acum 4-5 ani. Mă, dar stai, bă, înainte să ajung să mă... Alice, ce, bă, poate mă întrerupești mă acolo? Alice, cine ești? Ești Eminescu, reciți poezii sau ce faci acolo? Da, tu trebuie să fii atent, așa bine, că... Bine, gata. Mă luăm de la ultima propoziție. Era seara târziu, iar eu mă pregăteam să mă pun în pat să dorm în camera mea. Undeva cam acum 4-5 ani. Înainte să ajung să mă pun în pat, m-am uitat în oglinda pe care o aveam în cameră. Dar ceva ciudat s-a întâmplat. Privindu-mă pe mine fix în oglindă, fix în ochi în oglindă de fapt, am observat că ceva nu părea în regulă. Iar dacă m-am uitat și mai bine, am observat că ochii mei de fapt nu erau ai mei. După ce am văzut asta, am simțit un fior rece trecând prin mine. Mi-am spus în minte că nu e adevărat și că doar mi se pare. Și după am fugit repede în pat. Ce-i mă asta, Alice? Ce poveste asta? Ce-i horror? Păi, da, cum adică? E foarte faină. Păi, da, ce-i horror în asta? Te-ai dus, mai... Tu sunt pat, ce horror e în asta? Ce? Că nu înțeleg. Păi eu cu ochii, cu... Ia zi mă tu, hai că deja mă enervezi, trece în apă. Păi da, stai puțin, tu mi-ai zis, stai puțin, Alice. Deci tu ai spus că ai spus o poveste că ți s-a întâmplat că ce, că aveai ochii nu știu cum, că nu erau ochii tăi și ce ți s-a întâmplat după? M-am pus în pat. Păi da, și te-ai pus în pat și ce s-a întâmplat după? Am adormit. Și după ce te-ai trezit? Am mâncat. Ah, mama, wow, ok, deci mi s-a... Eu că acum cred că vorbesc cu Darusel, adică ce? Bă, sigur ești Alice, Darusel costumat, că nu înțeleg, dar nu, că nu spărgea Darusel, dă nebun. Ai
du-te acolo, du-te acolo. De ce să intru, bă, Alex? Ăla e locul de povestire, ai înțeles? De acum așa e. Bine, dar eu trebuie să citesc de pe telefon povestea, Alex, că nu pot să intru. Bă, stai că mă dori, Alex, uși telefonul, să strică, că nu e de la waterproof. Dar nu mă interesează, trebuie să stai în locul de citire. Hai că-l țin așa în sus, mă, dar băi, doamne, Alex, aolo, mamă, n-am cu cine să mă înțeleg, sincer. Așa, mă, Alex, ești pregătită să auzi povestea asta horror? De-am găsit-o eu pe net, super, super horror, Alex, deci m-am uitat azi la toate chestiile și asta e cea mai horror poveste, pe bune. Ia zi, mă, hai. Deși atent, Alex. Dacă nu, hai, de fapt, că zi. Ce, dacă nu, ce? Nimic, zi. Ok, deci fii atentă, știi, așa, fii atentă cum scrie aici, îți citesc fix cum scrie acolo și ești atentă, da? Da. Știi, am avut o experiență ciudată în cimitirul din apropierea... Stop! Nu, n-ai citit poetic, de la zero. Cred că mai bine mi-o scriu într-o carte. Hai, ia și citești. Bun, Alice, gata, deși e atentă, mi-am scris eu într-o carte foarte frumos, deși e atentă. Ești atentă, Alice, la povestea mea, deci e o poveste super, super interesantă, atâta zic. Da, mă, hai zi. Deși e atentă. Îl citesc fix cum e aici, pentru că e ceva super tare. Stai că nu pot să stau așa, trebuie să o citesc de aici, că nu pot să stau în apă, că să udă cartea și după nu se mai vede nimic, ok? Bine. Ok, deci fii atentă. Deci îl citesc fix cum e acolo. Știi, am avut o experiență ciudată în ce... Da. Te rog frumos, ia atitudine, citește frumos. Da, ca la carte, ca la școală, Alice, hai să vedem, deci. Știi, am avut o experiență ciudată în cimitirul din apropierea casei mele, Alice. Era după amiază norată și m-am hotărât să fac o plimbare prin cimitirul vechi, deși știam că poate părea înfricoșător. În timp ce mă plimbam printre pietrele funerare și copaci uscați, am simțit o senzație stranie, Alice. Ca și cum... Câțiva, de fapt cineva sau ceva mă urmărea. Îmi bătea inima puternic și am încercat să-mi dau seama ce era acolo. Ce crezi tu că era acolo, Alice? Nu știu, foc. Foc, ok. Și atunci am văzut o siluetă mică, aproape insesizabilă, deci nu prea se vedea aproape, printre umbrele din morminte și o copilă parcă pierdută în întuneric, cu ochii mari și înfipți în mine. Era ceva atât de nereal, dar totuși atât de real, Alice, pe bune. Nu înțeleg, și real și nereal, gen, era o harababură totală, totuși nici nu știu ce s-a întâmplat, Alice, pe bune. Aha, și asta e tot? Nu, stai puțin că mai e. Deci am simțit cum îmi îngheață sângele în vene, am strigat, dar n-am primit absolut niciun răspuns. Copila ce a dispărut la fel de repede cum și apăruse, lăsându-mă într-o stare de confuzie și de teamă. Acum, când mă gândesc la acea experiență, mă întreb dacă a fost doar imaginația mea, jucând un film sau dacă chiar a fost real, Alice. Asta e toată povestea. Da, nu te mă de aici, ziceai de mine și ce e asta, nu se poate, nu acceptăm. Stai puțin, Alice, că vreau să spun. Uite ce, bă, stai, deci fii atent, Alice. Eu, asta e povestea pe care am găsit-o, mi s-a părut cea mai interesantă, cea mai rea. Ok. Astea sunt ale mele. Ok, deci da, așa ceva e întrebarea mea, în fine, nu mai contează asta, dar Alice, stai puțin, deci fii atent, Alice. Bă, eu m-am chinuit, Alice, adică, bă, asta a fost cea mai... Am fricoșitare poveste pe care i-am găsit-o pe internet, m-aș fi spunea că... Deci măcar nu e a ta, nu-ți mai poate, nu, deci îți dau în zero cu indulgență. Păi dar stai puțin, ți-am zis că e atât de până, că m-am uitat la toate chestiile astea, dar asta ți-am zis, ai mă, Alice, chiar așa nu ți-a preocupat, bune? Du-te mă de aici cu poveștile tale, mai și zici de mine și mai și de până, nici măcar nu pară ale, nu-ți poate. Păi da, normal, gen, nu e real, adică e real, Alice, dar nu e reală, gen, nu mi s-a întâmplat mie, e reală găsită de la cineva căruia s-a întâmplat treaba asta, mă, dar Alice, știi și tu să mergi, știi drumul măcar spre casă sau nu știi unde mai adus aici? Da, mă, îl știu. Da. Se poate. Alice, suntem la oameni aici, mă, dar cât de tare e locul. Alice, n-am nimerit bine, asta e casa unui polițist, tu vezi? Sigur? Păi tu nu vezi asta, Hai să mergem, așa zic. Da, cu Alice cred că o să intru la belele, frate, sincer. Nu cred că ar trebui să mai stau în jurul lui Alice. Sincer, de fapt, hai că mă duc repede acasă, mă duc cu mașina. Alice, am lăsat-o aici, bine, poate că se știa o mașină, că știți cum face. Dar da, bă, frate, nu știu, scrieți-mi în comentarii dacă vi s-a plorut totuși povestea mea interesantă. Dacă vi s-a părut mai interesantă povestea mea pe care eu am găsit-o, sau dacă vi s-a părut mai interesantă povestea pe care Alice a avut, practic, să ne spună. Pentru că a lui Alice, diferența este că a lui Alice, și că a fost reală spusă de ea, adică realitatea ei, cum ar veni
s-a întâmplat ei și asta a fost găsite reale de pe internet, dar mie mi s-a părut super înfricoșătoare, adică mi s-a părut așa foarte interesant, nu neapărat înfricoșătoare, dar a fost interesant așa, frate, nu știu, mie chiar mi s-a părut, nu știu, scrieți-mi acolo în comentarii care poveste vi s-a părut vouă cea mai înfricoșătoare, cea mai tare dintre astea două, pentru că mie pot să zic că nu știu, mi s-a părut așa ciudat, a fost cam sec așa, n-am înțeles nimic, adică nu mi-a mai zis ce s-a întâmplat după, doar așa că am văzut și după s-a pula sân și cam mai a fost, adică nu știu, cred că totuși s-a părut e, dar în fine, mergem acum acasă, nu mai avem, n-avem ce să mai facem, cam atât a fost, am zis eu că facem ceva, a fost, bă, a fost cât de cât ok, totuși s-a mai râs așa după aici, pe acolo, dar da, bă, ce fac, bă, ce faci, bă, cum așa, Alice, unde ai dus? Mă, ce cauți aici, Alice? Ce cauți aici? Cum ai ajuns înaintea mea? Eu am secretele mele. Da, ok, Alice. Bă, și, da, nu mai zic nimic, Alice. Da, atâta. N-am ce să mai zic, Alice. Noapte bună, m-am pus să dorm. Dar, Alice, dar ce... Da, mă duc și eu acasă de acum, cred că na. Da, pa aici te duci, că pa altundeva ne-am zis. Da, du-te, pa, Alice. Da, bine că mă arunci tu. Ok, mamă, frate, deja mă enervează. Nu, că mă pun și eu la zon, că deja mi s-a făcut și somn, bă, frate, nu știu. A fost între... Mă, cum ai ajut? Da, nu mai, da. Da, nu mai, ce să mai zic, Alice, știi ceva, hai, sparge, bă, tot, Alice, că deja gata, e sparge, bă, tot, că deja, doamne, alo, bă, frate, n-ai cu ce să te mai înțelegi, frate, și acum cum, doar că mi-e frig aici, mă, frate, altundeva, cred că dorm aici, e mai bine aici, mamă, frate, nu mai, că... Cred că nu mai merg niciodată cu Alice la chestii de astea și, na, nu știu, nu mai am nimic de zis, totuși, ziua asta a fost cam cea mai nașpa zi din viața mea, adică, pe bun, hai, Alice, iar vii! Mă, că mă culc și eu cu tine, ai n-am de... Aolo, frate, n-ai, da. Alice, tu sfără-i, cum să sfără-i, Alice, cum să... Ha, să râdă toată lumea acum de tine, hai pe Alice! Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.